A fost cel mai frumos weekend din viața lui Connector. Artistul a devenit tăticul unei fetițe perfect sănătoase care a primit la naștere nota 10. Maya este cel mai nou membru al familiei și deja se bucură de celebritate. Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Connector este în culmea fericirii. Artistul a intrat în rândul tăticilor. Când am luat-o prima oară în brațe și m-am uitat la ea și s-a uitat la mine, n-am de ce să mă ascund și să... Așa, au trișnit două stropitori fix de ochi și am plângeam ca un prost pe acolo. Simt că m-am născut din nou, am o energie transpusă fizic. N-am mai fost de când aveam 16 ani. Sunt bine, amândouă. Nevastă mea se recuperează un pic pentru că n-a reușit să nască normal. I-a intrat în travaliu, dar doctorul a decis să-i facă cezariană ca să fie mai sigură. E un copil care a primit nota 10 la naștere. Sâmbătă a fost ziua cea mare pentru Connector și frumoasa lui soție Misha, iar artistul, mândru, nevoie mare de prințesa lui, și-a anunțat toți fanii că familia i s-a mărit. Glorie și slavă Domnului Iisus! Ea este Maya, iubirea noastră! În plus, ca să stea cât mai mult timp cu fiica lui, Connector și-a luat câteva săptămâni libere de la concertele pe care le avea programate în această perioadă. Semn clar că artistul și-a luat deja rolul de tătic în serios. Și dacă vă întrebați cu cine seamănă cel mai bine fiica lui Maya, vă recomandăm să mai aveți puțină răbdare. Connector vă spune totul despre noua lui viață și prințesele lui mai târziu, în exclusivitate doar la Acces Direct.